În proiectul de astăzi o să încercăm să diagnosticăm și să reparăm un laptop care nu mai pornește. Pentru a face asta, vom avea nevoie de câteva ustensile despre care vom vorbi la momentul în care le vom folosi. Haideți să vedem cum începem diagnosticarea. Pentru ce pun observăm că niciun LED de pe panoul laptopului nu nu e aprins în momentul în care acesta este conectat la Uh, cu încărcătorul la priză. Uh, acest model de încărcător are și un LED, deci știm că uh, priza e ok. Iar aceste indicatoare niciunul nu sunt aprinse nici dacă apăsăm butonul ON-OFF. Este principalul lucru care ne spune că încărcătorul poate fi problema. Când uh, umblăm cu acest încărcător, dacă el, dacă el este problema, mai, mai ales dacă primește curent de la rețea, trebuie să avem grijă că chiar și după ce l-am scos din priză, el încă mai poate avea voltaj în interior. Mai departe vom testa încărcătorul cu un multimetru digital. Îl vom seta pe curent continuu și ar trebui să măsurăm la ieșirea lui cu o polaritate sau alta în funcție de cum punem probele de măsură în jur de 19,5V. Dacă vrem să știm, exact cât ar trebui să scoată, ar trebui să scrie pe încărcător Voltajul de ieșire, în cazul de față, ar trebui să fie 19,5. După cum vedeți, nu avem niciun voltaj. Am observat uh, cablul de la ieșirea din adaptor, cel care ar trebui să ne furnizeze cei 19,5 V, că este întrerupt. Acesta ar putea fi principalul uh, factor care nu livrează cei 19,5. Pentru a investiga mai departe, va trebui să desfacem în lungul carcasei, să desfacem carcasa pentru a scoate de acolo. De obicei carcasa este lipită și introducem o șurubelință într-una din margini și încet lăstărim, ca să zic așa, cu grijă pentru că vrem să refolosim carcasele, lăstărim de pe aceea, practic, prima introducere. Eu am început de lângă cablu de 220 care l-am scos și apoi am lăstărit ușor pentru a păstra în întregime carcasele refolosibile. Și după asta mai departe o să întrerupem firele acolo pentru că e posibil ca ele să fie să facă un contact, să se atingă sau mai știu eu ce și să facă un scurt. Le desfacem de acolo. Am tăiat cablul pentru că în cazul în care vom găsi voltajul potrivit direct pe plaza, placa de bază a laptopului, încercăm să-l reparăm și să punem totul la loc exact cum a fost, ca și cum, nu am, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat la sfârșit iar cel mai ușor ar fi ca să îndepărtăm firele care au fost rupte complet și să punem un cablu proaspăt curat acolo. În final, practic, cablu va fi mai scurt cu câțiva centimetri, deci nu e nicio pierdere. De asemenea, am păstrat și acea mică porțiune de ieșire, acel manșon care practic protejează firul să nu se îndoaie sau să se rupă în timpul utilizării, care o vom, vom încerca să o poziționăm în aceeași poziție. Iar acum vom încerca să conectăm din nou la rețea încărcătorul, cu mare grijă să nu ne conectă, să nu ne curentăm. Vom folosi aceste bucăți de plastic de la carcasă să punem încărcătorul în sine pe ea. Iar apoi conectăm cablul la încărcător, după care, fără să-l atingem îl conect, cablul conectăm la priză. Mai departe, setăm multimetrul pe aceeași valoare. Și ar trebui acum să avem voltajul. Iată, cei 19,5 V. Acum că știm de unde e problema, faptul că avem acolo cei 19,5 V e un lucru bun, pentru că din momentul de față avem de a face cu o reparație foarte simplă. Tot ce trebuie să facem e să punem totul la loc exact cum a fost și să ne asigurăm că, nu știu, facem o treabă bună. Pentru asta trebuie să repunem acest manșon la loc, iar principala problemă cu el e că el a fost lipit de cablu, pentru că pe lângă funcția lui de protejare a cablului să nu se rupă din cauza multiplelor îndoituri de lângă carcasă, el și protejează cablu la tragere. Dacă încărcătorul e prins pe vreo sub masă, sub scaun ceva și trage de fir, el protejează firul să nu fie smuls din lipitură. Astfel el a fost lipit de cămașa cablului și am folosit un burghiu pentru a scoate resturile cămășii, după care ne-am asigurat că el trece cursiv pe, pe cablu. Mai departe vom pregăti firele pentru a le lipi pe placa de bază a încărcătorului. Am îndepărtat o bucată din cămașă, și am separat cele două cabluri. Cel pozitiv este cel alb, și iar cel negativ este cel fără cămașă. De obicei, aceste cabluri de la încărcătoare au două fire și aceste fire, unul fiind pozitiv, iar celălalt negativ, cu siguranță cel care nu are cămașă este cel negativ. Pentru a-l proteja, Mă rog, nu a protejat firul în sine neapărat, ci pentru ca uh, o protecție suplimentară, ca cele două fire să nu vină în contact, eu știu, la un moment dat, după ce le vom lipi acolo, îl, îl izolăm pe cel fără cămașă, negativ, îl izolăm cu un, cu un varniș. Odată, odată ce am făcut asta, suntem siguri că uh, lucrurile sunt mult mai izolate. După ce am făcut asta, repunem acea cămașă pe cablu și ne pregătim pentru a lipi firele pe placa de bază a încărcătorului, nu înainte să le scoatem pe cele vechi, cele care au fost tăiate. De menționat încă o dată polaritatea cablurilor. Este foarte important ca cele două cabluri să-și păstreze polaritatea, polaritatea care este notată și pe placa de bază a încărcătorului. Uh, plus și minus Sau plus uh, Dar e de da, da ajuns uh, Oricum, dacă nu sunteți siguri și nu ați văzut și nu ați observat Cel mai bine, uh, în momentul în care ați desfăcut carcasa Faceți o poză cu calburile la vedere Pentru a rămâne fără dubii în momentul în care se conectează După ce am făcut lipitura, pentru a ne asigura că Totul este în regulă. Vom testa pe continuitate lipitura. Ar trebui să nu avem niciun sunet în momentul în care atingem cele două probe de măsură. Mai apoi conectăm din nou la priză încărcătorul și ne asigurăm că avem cei 19,5V la lipitură avem cei 9,5, dar mai important este ca cei 9,5 V să îi regăsim în mufa cu care acest încărcător se conectează la laptop. Și iată că totul pare a fi în regulă. Pentru un test suplimentar, o să conectăm cablul de la încărcător și la laptop, să observăm dacă acum vreunul din LED-uri se aprinde. Arată că cel de la baterie este aprins. Pasul următor este să repunem toată carcasa, să o repunem în poziția inițială, nu, nu înainte de a vă reaminti că atunci când scoateți din priză încărcătorul, condensatorii din interiorul acestuia rămân încărcați o perioadă, așa că nu va apuca să puneți până pe el până nu așteptați o perioadă. Acest model de încărcător are și un LED, așteptați ca acel LED să se stingă și mai apoi puneți mâna pe el. Deci e foarte important chestia asta, vă puteți curenta. Pentru că, pentru că vrem ca în continuare acest manșon să își păstreze și funcția la, la tragerea firului, să nu se rupă din, din lipitură, încercăm să folosim acest plastic topit ca să lipim manșonul de cămașa cablului. Deci punem puțin plastic pe uh, cablu, apoi împingem înapoi cămașa, o punem în lăcașul ei și astfel ne asigurăm că uh, el se va lipi acolo și mă rog, măcar chiar dacă nu va ține el cum a fost și original, dar măcar la o perioadă bună nu, nu vom avea probleme. Iar același lucru vom proceda și pentru carca de carcasa de plastic, vom folosi niște plastic topit pentru a o lipi, dar mai înainte ne asigurăm că ea se regăsește sau se așează cât, cât mai bine, având în vedere că totuși a fost desfăcută prin forță, nu a fost de desfăcută nu știu, cu șuruburi și doar pur și simplu am desfăcut-o. Uh... Se pare că totul totu e ok, deci se așează foarte bine, așa că o să o desfacem. Cam asta a fost și procedura inițială. Din poziția am început să introduc o șurubelniță lată cu grijă să nu perforez componentele electronice dinăuntru, după care, de-a lungul carcasei, am început să străbat o lăstărire uh, pentru a desface carcasa în, între în întregime. Acum aplicăm puțin plastic topit pe fiecare colț al carcasei, o, conect... o așezăm și pe cealaltă, o potrivim și mai apoi o să folosim niște cleme pentru ca ele, carcasele în sine să rămână sub tensiune cât mai apropiate una de la cealaltă, iar plasticul topit să își facă treaba, adică să le țină acolo. Le vom lăsa câteva minute pentru a Uh, pentru a se întări plasticul, după care curățăm surplusul și uh, cam asta a fost cu, cu proiectul pe ziua de astăzi. Bineînțeles, înainte să facem un test final, uh, asta e și procedura de conectare când nu avem carcasele. Întâi conectăm cablul în încărcător, mai apoi la priză. Acum o să-l conectăm la laptop și ar trebui să vedem LED-ul de la baterie că este aprins iar mai apoi când o să apăsăm butonul de on-off o să observăm că și celelalte leduri de pe laptop se, se aprind, cum ar fi cel care ne indică statusul laptopului că este pornit și, mă rog, ce alte leduri mai sunt, mai sunt acolo. Acesta este rezultatul final al proiectului de astăzi, de care noi suntem mulțumiți, sperăm că informațiile să vă fie de folos și până data viitoare, numai bine, pe curând!